Wagner a invitat timp de 24 de ore și treaba asta în felul următor. Aseară i-am spus Arianei că dimineața vreau să filmez un video cu tata pentru canalul secundar, iar pe parcursul acestei filmări Ariana a plecat către salonul de manicură, băi tată, iar de îndată ce se va întoarce, o să înceapă challenge-ul unde sper că o să o zăpăcesc de cap. Hai să vedem cum stă treaba. Între timp eu împreună cu tata am început așa zisa filmare, iar Ariana ne-a văzut în timp ce cobora să lase niște haine la mașina de spălat. Iar după ceva timp ea s-a îmbrăcat și a plecat către salonul de manicură. Bun, între timp Ariana a plecat la unghii, tată. Hai să vedem cum stă treaba, ne pregătim să răpem pe picioare. Ești de bun la cap, toată lumea știe de challenge. Hai să vedem. Mama, a venit băieți, a venit. Ne băgăm la edit, sper să nu râde, ești de bun la cap, domnule. Bună, bu! Ce faci? Uite ce unghii mi-am făcut. Îți plac? Ce ai? Alo? Ce-ai pățit? Uite! Doamne, dar ce ai, mă? M-a dus să mă sfăr pe mâini. Doamne! Pare, dar de ce nu vorbești? Ce-ai pățit? Ai pățit ceva? Da, nu știu ce ai, nu înțeleg. Băi, cam ai de ce nu vorbești cu mine? Ariana și-a pierdut din ce în ce mai mult răbdarea încercând să afle de ce nu vorbesc cu ea, într-un final făcând niște lucruri la care nu mă așteptam absolut niciodată. Dar vorbești cu mine sau nu? Că ce se întâmplă? Dai toată ziua pe calculator, m-am disperat, gata! Bă, dar nu m-ai iritat, lasă titul, gata! Iritează cine ține mai bagă mă și pe mine în seamă! E, pentru asta ce să fac? Vorbești cu mine sau nu? Ce faci acum? Că nici nu ai ce tita. Dacă nu vorbești cu mine, ce vei să-ți fac? De ce nu vorbești cu mine? Ce ai? Alte patru, na. Poate drop și mouse-ul ăsta. Mai lași tu editul sau nu? Mă enervezi rău de tot, spune. Mamă, de ce mi-e să spar laptopul ăsta? Mai pot. Deci jur că punem punct. Dacă în următoarele 2 minute tu nu vorbești cu mine, am pus punct acestei relații, să știi. Hai că te fac eu acum să vorbești cu mine. Ia gata cu editatul ăsta, cât să mai ridici tu? Ce mai pe laptopul ăsta s-a dus, gata cu el, gata cu... Na, gata laptop, papa, îl arunc. Îl vrei? Acum nu stai tu pe telefon. Dar nu mai lua și laptop. Nu mai merge laptopul ăla, să știi. Vorbești cu mine sau nu? Să știi că eu mă duc să fac duș acum și după vreau să mergem în oraș să mâncăm, mai înțeles? Toate ferești. Băi, mâncați-și vreau, am dat eroare, l-am pus laptopul pe palpatura asta, bă, mâncați-și, mai puteam de râs. O să mă duc să vorbesc cu tata și cu Iulie, să mergem la Mec și hai să vedem dacă vine și ea, dacă vine după noi. Băi, fiți atenți. Ia zi, boss. Fii atent aici. Deci ea s-a dus acum la dus sus. Vreau să mergem la Mec și vreau să nu o băgăm în seamă de rău, mâncața și gura. O așteptăm puțin, dacă e mașină, mergem, ascundem mișto camera și trebuie să o ignorăm, Iulica. La fel o să o ignorăm dacă îi vorbești peste ea de asta. Hai să vedem. Ea tocmai ce a terminat dușul, o să vină cel mai probabil la noi, o să ne vadă că este o mașină și noi o să ne închidem în ea aici, de bun la casă, să vedem ce face dacă vine la noi sau nu, că nu i-a zis nimic, e și nimeni nu i-a zis nimic. Hai să vedem dacă își dă seama de noi. Ia vedeți unde e GoPro-ul, tata ascuns să mă arăt pe la Mițanu, sper să nu-l vadă din partea asta. N-are cum să-l vadă, măi, gemul, că o să stă și mai așa. Zi tot, tata Mițanu. O să vede. Mamă, vine, mâncați-și, vine. Dă-i puțin în față, dă-i. Ignorați-o. Hai, dă-i la Mec, dacă mergem. Da, dă-i. Dar de ce-ți fugi? Nițu v-a pus, nu? Mamă, ce fame mie. Mamă, 4 cheeseburgeri mi-au și 2 porții de cartofi cu maioneză. Mamă, sunt lihnit de foame, n-am mai mâncat de ele. Bună ziua, vreau și eu 3 cheeseburgeri, o porție de cartofi. Eu vreau o salată fără brânză. Vreau 6 nuggets. 3 cheeseburgeri și o porție de cartofi. Dar de ce te faci pe și încă 3 cheeseburgeri cu o porție mare de cartofi și o maioneză. Da. Atât. Mulțumesc că mi-ați luat și mie. Mă duc să-mi iau singură. Săraca, bă, mi-e milă de ea, mă, trebuie să mă revanșez, ești nebun. Mă, dar ce nașpa, mă simt că nu i-am răspuns. După ce am făcut la Mec, am decis că vreau să continui torturarea și ignorarea Arianei până și pe live-ul din ziua respectivă. Vorbești cu mine? Hai, vorbești? Bagă-mă seama. Hai să nu și noi arma asta. Hai, mă, vorbești? Spune-ți să vorbească cu mine. Și chiar dacă chat-ul scria în continuu să vorbesc cu ea, am continuat să o ignor. Abonați-ne săptămâna asta, vor apărea acum pe ecran și tot ce trebuie să faci și tu dacă vrei să apari într-un vlog de-a lui Mițanu este să dai click pe butonul subscribe. Atât, ești nebun. Bun, băi, tata, tocmai ce a terminat unul Ivan în care am ignorat-o în continuare, bă, băiatule. Noi ne băgăm la un antrenament de pieptan frumos așa. Ariana în momentul de față este la baie, se pregătește de live-ul ei care începe foarte curând și sunt curios să văd dacă mai trece pe la mine, bă, pe aici să mă întrebe de Doamne ajută, având în vedere că e supărat rău de tot. Hai să ne băgăm repede la antrenament. Ce faci, mă? Păi, de ce nu mă chef să dau antrenament cu tine? Ai de nu să vorbești azi cu mine sau nu? Mă, băiatule, vorbești cu mine? Uite așa, nu mai faci doar niciun exercițiu, da? Oh, ai băut apă. Vorbești cu mine sau nu? Mă, dar vorbești cu mine sau nu? Stor! Doamne, nu mai suport, nu mai suport, vorbește cu mine! Te tund! Ei, cine ai tu să fii? Vorbești cu mine? De ce trebuie să faci tu halul ăsta de ură și să nu vorbești cu mine? Spune-mi și mie! Vorbește cu mine că sunt aici, halo! Ei! Haide, vorbești cu mine, mă, băiatule, vorbește că te tund mai mult de atât! Na, eu m-am săturat, eu plec acasă! I-a rupt pe geam, i-a rupt pe geam. Bă, dar vorbește cu mine, că ți-l pun pe față acum, vorbește cu mine. Hai odată! De ce ai comportamentul ăsta? Nu pot să-mi dau seama cu ce ți-am greșit. Hai să stăm față-n față și să vorbim. Acum mă duc pe la și o să mă comport de parcă nu se întâmplă nimica, nu? Nu mai suport. Mamă, mâncați așa. Am avut o frică mare că a văzut camera când s-a pus aici. Mamă, noroc că se camuflează că e neagră, mâncați așa. Ce mi-a făcut mărlămoaica, bă. Planul următor sună așa, trebuie să o ignor pe parcursul zilei în continuare, iar la finalul zilei să-i dezvălui ce i-am pregătit astăzi, bă, băiatule, ce i-am pregătit toată ziua, ești nebun la cap. Bun, tata, am ajuns în cameră, băieță, să las camera aici undeva după perdelele astea, dacă e să o vad acum. Aia e, eu măcar vede la final. Mă voi schimba și eu o voi ignora puțin în pat, iar după ei voi arăta de ce am ignorat-o astăzi, tata, îi voi dezluși misterul, hai să vedem. După ce Ariana a fost ignorată de absolut toată lumea pe tot parcursul zilei, ea a ajuns la finalul puterilor sale emoționale într-un final clacând. Ce s-a întâmplat cu tine azi? Nu pot să-mi dau seama cu ce ți-am greșit, omule, răspunde. Spune-mi și mie, te rog frumos, că nu mai suport, uite la mine, lasă televizorul. Vorbește cu mine că te fi televizorul ăsta. Ce se întâmplă? Bă, dar spune cu ce ți-am greșit, că nu mai suport. Nu înțeleg ce ai, alo. Dar unde te uiți în partea aia? Uite-te la mine! Ah, nu vedeți, nu mai zic nimic! Spune odată cu ce te-am greșit! Nu mai suport! Nu plânge, nu plânge! Ce-i cu tine? De ce-ai comportamentul ăsta? Nu plânge, gata, nu plânge, nu plânge, te rog! Ce-i cu tine? Nu plânge, te rog! Gata, că ți-ai luat marele break să mă arăt la fețile, nu? Porfiliano, ai fost ignorată 24 de ore, mă, băiatule, de dimineață până acum! Cam atât și cu vlogul ăsta, băi, tată! Da, subscribe și mare like, băi, neapărat!